fost lansată cercetarea sociologică Corupția în Republica Moldova, percepțiile și experiențele proprii ale oamenilor de afaceri și gospodăriilor casnice. Avem posibilitatea de a vedea cum evoluționează atât percepțiile, cât și experiențele ambelor categorii de respondenți în ceea ce privește corupția în țara noastră. În acest an, cercetarea a fost realizată cu suportul financiar al Fundației Est Europene. Scopul cercetării este să analizăm atât percepțiile, cât și experiențele oamenilor de afaceri, reprezentanților gospodăriilor casnice privind corupția la noi în țară și să vedem care este impactul implementării strategiei naționale anticorupție în anul 2014. Ce sarcini am avut în cadrul acestei cercetări? Sunt mai multe, aici doar câteva le aveți. Bineînțeles că am vrut să identificăm principalele surse de informare a respondenților despre corupție. Să știm cum evaluează gradul de răspândire a corupției în diferite domenii și instituții. Care este credibilitatea față de informațiile vis-a-vis de corupție din mass media? Cum consideră cât de larg este răspândit acest fenomen în Republica Moldova? Am vrut, bineînțeles, să aflăm și care sunt experiențele, adică contactele cu instituțiile publice. Cât de frecvent se plătesc plățile neoficiale, mita medie, mita totală estimată pe gospodării casnice și pe oamenii de afaceri. Ne-am pus sarcina să apreciem dar care este nivelul, care sunt percepțiile privind nivelul de profesionalism și credibilitatea unor angajați din organele de control și de drept. Să evaluăm nivelul de toleranță față de corupție, dar și disponibilitatea de a plăti mită. Totodată am vrut să vedem care în opinia respondenților sunt cele mai bune căi de prevenire și combatere a corupției în Republica Moldova. În acest an am chestionat, adică operatorii centrului Sibesaxa au chestionat 1106 de reprezentanții gospodărilor casnice și 457 oameni de afaceri. Marja de eroare, după cum o vedeți, pentru gospodăriile casnice este de 2,9%, pentru oamenii de afaceri 4,4%. Datele au fost colectate pentru gospodăriile casnice în perioada 13 septembrie-3 octombrie 2014, iar pentru oamenii de afaceri a fost ceva mai mult, având în vedere reticența acestora în prag de alegeri 13 septembrie, 25 noiembrie anul curent. Deci, care sunt principalele constatări? Aici v-am oferit atenție dumneavoastră și niște sumare executive care înglobează pe scurt principalele constatări și concluzii, având în vedere evoluția în timp, dar și câteva exemplare de studiu propriu-zis complet. Care sunt principalele constatări ale acestui studiu? Reprezentanții ambelor categorii de respondenți consideră că corupția este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă. Astfel, reprezentanții gospodărilor casnice o plasează în clasamentul celor mai grave probleme, sunt undeva vreo 17 probleme, pe locul 3, ea fiind devastată de sărăcie și șomaj, iar oamenii de afaceri pe locul 5 și situația este similară anului 2012, deci este considerată una dintre cele mai grave probleme. Constatăm că populația, dar și oamenii de afaceri, conștientizează din ce în ce mai mult care este pericolul corupției. Noi îi întrebăm pe respondenți care din următoarele afirmații este corectă. Noi suntem săraci de aceea că suntem corupți sau noi suntem corupți de aceea că suntem săraci. Și vedem că în timp oamenii conștientizează din ce în ce mai mult că noi suntem săraci de aceea că suntem corupți. Întrebăm respondenții, cum considerați dumneavoastră în ultimele 12 luni, cum a evaluat corupția în Republica Moldova? Și majoritatea respondenților din gospodăriile casnice și o parte considerabilă a oamenilor de afaceri consideră că corupția s-a extins, a sporit
Totuși, dacă analizăm în timp, începând din 2005, vedem că ponderea ambelor categorii de respondenți care consideră astfel diminuează. Și asta este un semnal bun. Principalele cauze ale corupției, la fel ca și în cercetările anterioare, sunt considerate că nu sunt trași la răspundere cei vinovați de corupție, adică impunitatea celor vinovați de corupție, precum și faptul că guvernanții nu abordează această problemă în mod serios. Cu toții cunoaștem că una din cauzele corupției sunt conflictele de interese nedeclarate și nesoluționate. Și dacă în mediul public, dacă funcționarii publici sunt cât de cât familiarizați cu această noțiune, atunci când încercăm să întrebăm de ce este un conflict de interese populația, constatăm că doar jumătate din respondenți au bifat răspunsul corect la această întrebare și situația se înrăutățește comparativ cu anul 2012. Iar asta înseamnă că populația trebuie să fie familiarizată în continuă cu prevederile cadrului legal și în special cu reglementările care țin de conflictul de interese, pentru ca oamenii să poată identifica, să poată înțelege că este un eventual conflict de interese și să semnaleze la autoritatea abilitată, la Comisia Națională de Integritate. De unde se informează oamenii despre corupție? Structura surselor de informare despre corupție, de fapt, se menține aceeași ca și în cercetările precedente. Este vorba de televiziune, de presă și radio. Atunci când noi vorbim despre încrederea respondenților în informațiile despre corupție din mass media, observăm că, practic, 38% din respondenți în ambele categorii cred mult și foarte mult în datele despre corupție din mass media. Totuși, dacă comparăm cu cercetarea precedentă, vedem că oamenii simpli, reprezentanții gospodăriilor casnice, sunt mai creduli și încrederea lor crește, iar oamenii de afaceri sunt mai sceptici în acest sens și încrederea lor în sursele de informare despre corupție din mass media scade. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că mass media trebuie să fie imparțială, trebuie să aibă o abordare etică și foarte argumentată a acelor cazuri de corupție pe care le descrie. Una din întrebările pe care le-am pus ambelor categorii de respondenți este: ce ramură a puterii de stat o considerați mai coruptă? Marea parte a respondenților au indicat judicial, deci avem 3 ramuri de stat, legislativul, executivul, judiciarul. Deci cea mai mare pondere a respondenților au indicat judiciarul. Și se atestă o pondere mai mare a oamenilor de afaceri care consideră astfel. Care sunt căile neoficiale de soluționare a problemelor în serviciul public? Constatăm că banii rămân instrumentul principal de soluționare a acestor probleme și în timp se amplifică, crește ponderea celor care consideră că banul este instrumentul principal. De aceea, pentru ca să prevenim eficient corupția, este foarte important ca să fie create niște mecanisme foarte puternice de verificare a averilor și intereselor demnitarilor și funcționarilor publici, în special ceea ce se face acum pentru a reforma, a revizui legile care privesc declararea veniturilor și proprietății intereselor personale și Comisiei Naționale de Integritate. Vedem că majoritatea gospodăriilor casnice consideră, reprezentanților gospodăriilor casnice consideră că este mai ușor de soluționat problemele pe căi neoficiale decât cele oficiale, iar oamenii de afaceri totuși sunt mai au o opinie un pic mai diferită și preferă, după cum vor arăta și experiențele, să se adreseze pe căi oficiale pentru a soluționa aceste cazuri. Acum să vorbim un pic despre experiențe. Până acum am vorbit despre opinii, percepții. Haideți și vom vorbi despre experiențe. Atunci când sunt chestionați oamenii de afaceri și reprezentanții gospodăriilor casnice, întrebăm: dumneavoastră ați contactat pe parcursul ultimilor 12 luni? Și e un șir de 39 de domenii, instituții, sectoare. Dacă ați contactat, ați plătit neoficial?
De câte ori ați plătit neoficial? Cât ați plătit? Astfel, printre instituțiile care sunt contactate cel mai des, nu știu dacă dumneavoastră vedeți pe ecran, cel mai des gospodăriile casnice contactează instituțiile medicale, instituțiile de învățământ, administrația publică, poliția, adică acele entități, acele instituții la care ne adresăm noi cu dumneavoastră cel mai des. În ceea ce privește oamenii de afaceri, cel mai des sunt contactate inspectoratele fiscale, revizia tehnică a automobilelor, inspecțiile antecediare, inspecțiile sanitare epidemiologice, administrația publică locală. Dar unde se plătește mai frecvent, unde e mai mare incidența plăților neoficiale? În cazul reprezentanților gospodărilor casnice, oamenii plătesc mai mult în instituțiile de învățământ, la înregistrarea transportului și calificarea conducătorilor auto, în procuratură, instituții medicale și în poliție. Iar businessmanii, la rândul lor, plătesc mai des în poliție, în inspecțiile sanitare epidemiologice, revizia tehnică a automobililor și vama. Mita medie. Mita medie variază în funcție de instituție. De pildă, în rândul respondenților din gospodăriile casnice, cele mai mari mite medii sunt în instanțele de judecată și cele plătite colaboratorilor procuraturii. Iar mita medie în, plătită de oamenii de afaceri, cea mai mare, este în instanțele de judecată pentru a câștiga achizițiile publice, în birourile de avocați și pentru arenda proprietății de stat. Un moment foarte important în cercetare ține de evaluarea mitei totale plătite de reprezentanții gospodăriilor casnice și plătite de oamenii de afaceri. La calcularea acestor indicatori noi am reieșit din numărul plătitorilor de mită, din numărul plăților, din mita medie. Evident, când și am pornit de la date statistice oficiale în ceea ce privește numărul gospodărilor casnice din datele Biroului Național de Statistică, din datele recensământului populației, în ceea ce privește oamenii de afaceri din datele oficiale a Camerei Registrării de Stat privind numărul agenților economice înregistrate în Republica Moldova. Deci, care este volumul estimat al mitei pentru gospodăriile casnice? În 2014, el s-a cifrat la 899 de milioane de lei și dacă comparăm cu anul precedent, creșterea este de 23%. Dacă e să luăm în considerație rata inflației pentru perioada respectivă de timp, care este mai mult de 12%, dar și creșterea cu circa 5% a numărului gospodărilor casnice, conform datelor oficiale, atunci, în termenial, mita în gospodăriile casnice a crescut cu undeva 6%. După cum vedeți pe slide, cel mai mult s-a plătit în medicină, în educație și în poliție. Putem atesta o descreștere a mitei plătite în învățământ în comparație cu anul precedent. Dacă e să vorbim despre volumul total a mitei plătite de oamenii de afaceri în acest an, ea s-a cifrat la 387 de milioane de lei și, având în vedere rata inflației, ea a scăzut în comparație cu cercetarea anterioară cu aproximativ 10%. Cea mai mare parte a mitelor a fost plătită în judecată, în organele de judecată, în vamă și în fisc. O parte importantă a acestei cercetări ține de opinia oamenilor de afaceri privind statul și aportul lui în dezvoltarea afacerilor. Noi constatăm că ponderea respondenților care spun că statul împiedică dezvoltarea afacerilor este în continuă descreștere. În comparație cu anul 2000, ponderea acestor respondenți a scăzut aproape de 2 ori. În ceea ce privește timpul de lucru la soluționarea problemelor cu reprezentanții statului, în acest an e o mică, zicem, o mică creștere a acestui timp de lucru.
Totodată, noi constatăm că oamenii de afaceri consideră că comportamentul inspectorilor fiscali, atunci când ei detestează o încălcare în activitatea lor, este una reglementară. Practic 80% din respondenți consideră că inspectorii fiscali procedează corect, înregistrează abaterea în regulament. Și dacă ne vom uita în timp, această tendință este una pozitivă. Este una pozitivă. Toți consideră, cea mai mare pondere a respondenților consideră că comportamentul este unul corect. În ceea ce privește numărul vizitelor din partea reprezentanților statului, cel mai des oamenii de afaceri sunt vizitați sau controlați de inspectorii fiscali, de poliție și reprezentanții inspecției sanitare fidelurice. Numărul mediu de vizite sau controle per o unitate de business în decursul unui an este de 6,6 ori și a scăzut în comparație cu anul 2008 aproximativ de 3 ori. Întrebăm oamenii de afaceri dacă aceștia participă la achiziții publice și pe parcursul ultimilor 2 ani a sporit ponderea businessmanilor care participă la achiziții publice de la 19% până la 26%. Totodată, printre cele mai importante cauze de neparticipare a oamenilor de afaceri la concursuri de achiziții sunt argumentele că contractele directe sunt mult mai simple și faptul că nu există suficientă transparență și ei nu sunt tratați echitabil ca și alți concurenți în aceste proceduri. Unul din aspectele care întotdeauna ne interesează foarte mult este disponibilitatea de a oferi mită. De fapt, acest indicator este pus și la măsurarea impactului strategiei naționale anticorupție. Care este disponibilitatea de a plăti mită? Noi întrebăm respondenții, dacă veți fi într-o situație problematică, veți plăti mită? Și avem 3 opțiuni de răspuns. Da, nu sau depinde de circumstanțe. Și constatăm că cea mai mare parte a respondenților sunt dispuși să plătească în funcție de situație sau cu siguranță. Totuși, dacă ne uităm în timp, într-o perioadă mai lungă de timp, vom vedea că ponderea celor care spun categoric că nu vor achita plăți neoficiale pentru a soluționa problemele este în permanentă creștere. Aspectul emotiv al plătitorului de mită. În timp crește ponderea respondenților care ar avea emoții negative dacă ar plăti mită. La fel crește intoleranța față de corupție. Ponderea respondenților care nu consideră acceptabile plățile neoficiale în serviciul public. Deci este în creștere. Și bineînțeles că autoritățile, statul ar trebui să iei în considerație creșterea intoleranței față de acest fenomen. În cadrul intervievării am întrebat respondenții dacă aceștia s-au confruntat pe parcursul ultimului an cu cazuri de corupție, dacă s-au confruntat, s-au adresat în organele, unde s-au adresat, dacă s-au adresat în organele abilitate, a fost soluționată problema lor. Constatăm că, practic, 30% din reprezentanții gospodărilor casnice și 39% din oamenii de afaceri s-au confruntat pe parcursul ultimilor 12 luni cu cazuri de corupție. O parte neînsemnată din gospodăriile casnice s-au adresat în instituțiile abilitate și un pic mai mult în, dacă vă vedeți, în mediul oamenilor de afaceri. Astfel am putea spune că deci 30% din gospodăriile casnice s-au adresat, s-au confruntat cu cazuri de corupție, 1,3% s-au plâns referitor la cazurile de corupție și doar 0,3% au rezolvat pe deplin sau parțial problema pe care au avut-o. În cazul oamenilor de afaceri, aceștia sunt mult mai activi,
își cunosc mai bine drepturile. Din cei, deci 39% practic s-au confruntat cu cazuri de corupție, 13% s-au adresat în instanțe și aproape 3% au reușit să rezolve pe deplin sau parțial problemele sale. Printre motivele neadresării în organe, bineînțeles că sunt prioritare faptele că nimic nu ar schimba starea de lucruri sau ar crea doar probleme. Am vrut să aflăm și opinia respondenților privitor la profesionalismul și credibilitatea reprezentanților anumite organe de drept sau de control. Dacă am face un clasament al profesionalismului, atunci pe primele locuri s-ar fi aflat inspectorii fiscali, angajații CNA, CNI, vameșii, iar la sfârșitul clasamentului ar fi procurorii, judecătorii și polițiștii. În cazul credibilității, cât de mult cred ei în reprezentanții acestor autorități, în angajații acestor autorități, în cazul unui clasament similar, cei mai credibili ar fi inspectorii fiscali, angajații CNA, vameșii, iar la capătul acestui clasament ar fi polițiștii, judecătorii și procurorii. Poate fi oare combătută corupția în Republica Moldova? Vreau să vă spun că noi întrezărim așa o tendință destul de bună în ceea ce privește oamenii care sunt optimiști referitor la posibilitatea combaterii corupției. Consideră că acest fenomen poate fi limitat, poate fi redus substanțial și poate fi complet extirpat. Deci ponderea acestor oameni este destul de mare și ea crește în timp. În ceea ce privește căile eficiente de combatere a acestui fenomen, ambele categorii de respondenți indică că este foarte important să fie aplicate sancțiuni a celor care dau mită, să fie aplicate sancțiunile severe pentru cazuri de corupție și, bineînțeles, transparentizarea activității instituțiilor publice și promovarea meritocratică a cadrelor. Una din întrebările care de obicei trezește interes este cum considerați, dacă care ar trebui să fie salariul unui angajat din serviciul public pentru ca acesta să nu fie tentat să îi emită. În cazul în care nu există suprimația legii, creșterea salariului și persoanele corupte nu sunt trase la răspundere, atunci creșterea salariului aduce inevitabil la sporirea fenomenului inflaționist. Totodată noi ne dăm seama că răspunsurile respondenților par a fi destul de realiste și ei își dau seama că salariile angajaților din, de pildă din judiciar trebuie să fie ridicate, dar trebuie să fie sporite, bineînțeles, și responsabilitatea reprezentanților acestui sector. Avem noi mai multe șanse de a combate corupția dacă vom fi supravegheați, monitorizați de organizațiile internaționale, de Uniunea Europeană. Și vedeți că răspunsurile respondenților diferă un pic. Oamenii de afaceri sunt mult mai pragmatici și își dau seama că afacerile lor vor prospera dacă corupția va fi combătută și dacă țara se va apropia de Uniunea Europeană, iar oamenii simpli, reprezentanții gospodărilor casnice, au votat așa cum au votat și în cazul alegerilor. Totuși, ca și concluzie, ce aș vrea să spun, că ca populația să simtă niște schimbări radicale în ceea ce ține de prevenirea și combaterea corupției, evident că Republica Moldova ar trebui să-și mențină traseul european. Și e foarte important ca în țara noastră guvernanții să-și îndeplinească promisiunile asumate. În primul rând vorbesc de acele restanțe extrem de importante în adoptarea legilor. E vorba de pachetul de legi privind transparența finanțării partidelor politice, privind transparența proprietarilor reali ai mass media.
În parte, când vorbim cu legiuitorii, reprezentanții diferitor partide spun că ei sunt cei care vor vota neapărat pentru aceste legi. Iar când se convoacă în comun, deci avem ceea ce avem. Legile până în prezent nu sunt adoptate. Aceasta este o temă de acasă foarte importantă care trebuie să o îndeplinească guvernanții. Este foarte important ca acele legi revoluționare care au fost adoptate în anii precedenți, care sunt menite să asigure independența judecătorilor, să implementeze testarea integrității, să fie implementate. Este foarte important ca să fie revizuite un șir de legi care să permită declararea, să permită verificarea averilor și intereselor funcționarilor, să permită confiscarea civilă a averilor obținute nejustificat. Este foarte important ca publicul să fie informat atât despre realizări, dacă sunt momente pozitive, să fie cât se poate mai multă informare. Dacă sunt momente negative, sunt probleme, impedimente, de exemplu, de ce reforma în procuratură bate pasul pe loc, să fie explicații foarte clare. Bineînțeles că societatea civilă trebuie să fie foarte constructivă și să aducă prin nosul, să vină cu niște propuneri foarte concludente în ceea ce privește schimbarea lucrurilor spre bine, iar dumneavoastră, reprezentanții mass media, ați putea contribui printr-o reflectare imparțială, etică și argumentată a corupției în sursele de informare mass media. Este foarte important ca persoane de eșalonul de vârf, demnitarii publici, într-adevăr să fie unii foarte responsabili, să fie persoane integre. Și pentru aceasta trebuie să lucreze acele instrumente care de fapt au și fost prevăzute, instrumentele de testare ale integrității, de verificare a averilor și proprietăților și sub acest aspect, într-adevăr, trebuie de lucrat. Mecanismul de aplicare a legii care prevede testarea integrității trebuie să fie consolidat. Trebuie, în primul rând, legea aceasta să fie aplicată, iar în ceea ce privește verificarea averilor și intereselor, trebuie să fie create niște pârghii eficiente pentru ca entitatea care supraveghează acest domeniu să poată lucra eficient, iar persoanele care au venituri foarte mari și își permit venituri pe care nu le declară și proprietăți pe care le obțin ilicit să fie atrase la răspundere. Corupția politică este un capitol aparte, deci bineînțeles că este una dintre cele mai dureroase probleme pentru Republica Moldova și aceasta o atestă și rezultatele acelor monitorizări pe care le efectuează societatea civilă în cadrul alegerilor. Bineînțeles că noi așteptăm de la guvernanți să ne se explice de unde este finalitatea acelor dosare care au fost pornite privitor la cazurile de corupere politică. Deci noi vrem cât se poate mai multă informație în acest caz. Noi vrem ca legea despre care, pachetul de legi despre care v-am vorbit privind transparența finanțării partidelor politice, care a fost elaborată având în vedere recomandările grupului de țări împotriva corupției și dezbătute cu societatea civilă, să fie în sfârșit adoptate, astfel încât să se sporească cerințele de transparență față de raportarea financiară, de auditul, să fie introdus auditul partidelor politice, astfel încât să nu apară foarte multe semne de întrebare referitor la faptul, dar de unde sunt finanțate partidele politice și în cazul în care informațiile din rapoartele financiare nu este exactă sau este ascunsă, să fie atrași la răspundere cei vinovați. Deci, instituțiile statului să nu fie influențate politic. În ceea ce privește influența politică, partajarea politică, influența politică. Bineînțeles că Transparency International Moldova a venit în ultimul timp cu mai multe propuneri în sensul mecanismului desemnării mai multor demnitari publici, cum este vorba de Comisia Electorală Centrală. Noi, într-un studiu privind sistemul național de integritate, am vorbit despre mai multe soluții de diminuare a influenței politice asupra autorităților publice, special dacă este vorba de CEC. Am propus desemnarea membrilor în baza unui concurs public
astfel încât să nu fie delegați, să nu fie delegați reprezentanții diferitelor partide în această comisie. Sau în cazul Comisiei Naționale de Integritate am propus ca președintele, vicepreședintele acestei comisii să fie numiți de președintele Republicii Moldova. De asemenea, din punctul de vedere al diminuirii influenței politice, dar și în cazul Curții de Conturi, o eventualitate ar fi desemnarea membrilor acestei autorități în baza unui concurs public transparent. Aș vrea doar să vă spun încă un moment foarte important pe care l-am uitat inițial. Această cercetare este una foarte conservativă și noi analizăm, încercăm să evaluăm în ea proporțiile corupției mici și mijlocii. Bineînțeles că e foarte greu să apreciezi care sunt proporțiile corupției mari. Din simplu motiv că acele mari sunt foarte rari. Și atunci, într-o cercetare de sondaj, nimerești foarte rar peste ele. Acolo se dau mite mari, dar ele, aceia, de pildă, spre exemplu, cele mai dese ori refuză să vorbească cu operatorii noștri sau, în genere, nu pot fi contactați. Și din cauza asta, ele nu nimeresc în sita aceea noastră. Sita este așa cum este. Noi avem și noi o sită care ține de metodologie, noi contactăm în mod aleator un număr anumit de businessman și în mod aleator un număr anumit de gospodării casnice. Evident că mitele mari sunt rare ca fenomen. Acolo unde este vorba în corupția politică de sute de mii de euro sau chiar poate milioane de euro, evident că ei nu nimeresc în sita noastră. Trec pe alături. Și atunci noi nu o putem estima. Instituționale este în fiecare instituție. Mergeți la fiecare minister să vedeți ce corupție acolo este, cum banii sunt îndemânzați ineficient. Asta e garanție. Mergeți pe calea adus să vedeți că corupția există acolo. Ei, aici sunt diferite, am putea aplica și alte metodologii, dar ele de acum nu țin de metodologiile cercetării sociologice, dar mai mult de metodologiile serviciilor speciale. Noi nu suntem servicii speciale. Ce puțin anunțați, servicii speciale se ocupe mai serios. Da, ei ar trebui să ocupe mai bine cu acest lucru. După cum am văzut, dat totul corect, am înțeles 70% din respondenți nu tolerează corupția. Însă, majoritatea, aflându-se în vizită la diverse instituții publice, totuși, într-un fel sau altul, aplică o astfel de metodă de a se achita. Iată, care ar fi explicația acestui paradox? Nu tolerează, însă oferă. Și am putea spune acest candidat. Percepții și experiențe, ele sunt diferite. Problemele sunt de ordin, în primul rând, psihologic. Deseori, oamenii vor să-și rezolve mai repede problemele. Pe urmă, aici, la estimarea mitelor și altele, intră și un mare număr de plăți neoficiale. În sistemul de medicină, spre exemplu, cineva care se grăbește merge pentru o analiză și plătește neoficial. El nu mai merge la medicul de sector să ia îndreptare. Deci trebuie să treacă niște proceduri. Procedurile acele iau timp. Și atunci, respectivul om, cetățean, merge pe calea cea mai simplă. Și evident că în cazul dat, noi, chiar dacă nu tolerează, el nu acceptă mită, cetățeanul respectiv, dar dânsul este om ca toți ceilalți, dorește mai repede să-și rezolve niște probleme. Tot aceeași lucru se întâmplă și în alte cazuri. Când cineva la un tender face anumite lucruri, care se grăbește, vrea mai mult. Eu vreau să vă întreb, deci la acest sondaj au participat oamenii de afaceri care, pentru că am văzut acolo niște cifre, și-ar fi mita medie de aproape 10.000 de lei. Sunt oameni de afaceri care au dat mită sau? Sigur. Sunt experiențele proprii ale
oamenilor de afaceri care au participat la intervievare. Mai mult decât atât, în sondaj, dacă dumneavoastră veți lua varianta lui integrală, veți vedea și cazuri concrete de oferirea plăților neoficiale pentru reprezentanții diferitor autorități publice, din cele povestite de persoanele intervievate. Și la oameni de afaceri și la cetățeni simpli. Este vorba despre experiența personală. A contactat instituția, dacă a contactat, a dat mită și dacă a dat, cât? De regulă se întâmplă anumite lucruri. Omul spune că a dat, dar nu spune deseori cât. Deci în cazul dat noi estimăm mita medie în baza celor care au declarat cât au dat. Potrivit sociologilor, cercetarea s-a bazat pe corupția la nivel mic și mijlociu.